Săptămâna 16-22 martie aduce noi locuri de muncă pentru sălăjeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă sunt 93 de locuri vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 35 de posturi vacante. Industria alimentară oferă 11 locuri. În comerț sunt disponibile 4 locuri de muncă. În domeniul construcțiilor există 14 joburi, industria confecțiilor oferă 28 de locuri, iar în industria lemnului este disponibil un loc de muncă. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze a Geofeme Sălaj pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P4. Zalău, sau la telefon 0260 616 317.